Salut! Astăzi revin cu a doua parte din lista cu cele mai bune seriale turcești lansate în anul 2021. Ca și în videoul precedent, vreau să menționez că toate producțiile prezentate sunt subtitrate în română. Dacă ai ratat prima parte a listei, fă click pe sugestia apărută în colțul din dreapta de sus sau treci pe linkul care îl găsești sub acest video, dar asta nu înainte ca să afli serialele prezentate acum. Abonează-te pe acest canal dacă ești pasionat de cinematografia turcă și nu numai, și nu uita să activezi toate notificările pentru a nu rata alte videoclipuri care ar putea să-ți placă. Deci, hai să începem! Inima rănită. De mici copii, ferit, Hande și Yaman erau de nedespărțit. Și chiar dacă Ferit și Hande erau din familii bogate, dar Yaman născut într-o familie de fermieri săraci, cei trei se înțelegeau de minune. Timpul a trecut, dar copiii au crescut și doamna Azade, mama lui Ferit, a hotărât că Hande va fi o soție perfectă pentru feciorul său și a făcut totul ca cei doi să se îndrăgostească. Și iată că au mai rămas 3 zile până la nunta mult dorită, când Ferit și Hande se vor căsători și toți așteaptă cu nerăbdare frumosul eveniment. Mai puțin Yaman, care tot o iubește pe Hande. Prinzând curaj, acesta îi spune despre sentimentele sale, dar această mărturisire o aude și Ferit. Zdrobit de cumplita descoperire, dar și de reacția lui Hande, care a întors sărutul lui Yaman, Ferit părăsește orașul. Plecarea subită a mirelui cu 3 zile înainte de nuntă îi pune în gardă familia, care nu înțelege motivul unei astfel de comportări. Totuși, pregătirile de nuntă merg mai departe, dar Hande este convinsă că Ferit o va ierta. Însă tânărul are cu totul alte planuri. El va veni la nunta sa, dar pentru a demonstra mamei sale autoritare că ea mai mult nu decide viitorul său și el niciodată nu se va căsători cu Hande. Ferit aduce o mireasă nouă, dar acest fapt va stârni o adevărată furtună în familia sa. Marașanul. Mahur este o fotografă devotată și talentată, dar eforturile sale deseori sunt apreciate și chiar premiate. În căutarea unor locuri deosebite, tânăra uneori hoinărește prin edificii abandonate și într-o zi, în una din uzinele vechi, este martoră la uciderea unui procuror. Fiind observată, Mahur este urmărită de criminali, însă este salvată de către celal care, spre norocul lui Mahur, a intrat în uzină ca să-și caute câinele. Aflând de fapta eroică a lui celal, domnul Aziz, tatăl tinerii, un om bogat și influent, îl roagă pe acesta ca el să fie gardianul lui Mahur până când polițiștii îi vor reține pe ucigașii procurorului. Însă celal nu se lasă convins de insistențele domnului Aziz. Fost militar cu trecutul violent și zbuciumat, bărbatul nu mai vrea să reia din nou acea viață periculoasă. Totuși înțelege că Mahur nu va supraviețui fără ajutorul său. Celal se angajează să o supravegheze pe tânără, însă Mahur nu este deloc încântată să-l aibă pe gardian mereu în preajma sa. Între timp, cunoscându-l mai bine, Mahur își schimbă părerea despre celal și între cei doi chiar apar sentimente ce trec de relația gardian-protejată. Însă curând, pe tânără o așteaptă o descoperire cutremurătoare, deoarece intențiile fostului militar nici pe departe nu sunt așa de bune cum par la prima vedere. Fatma. Fatma Elmas de câteva luni nu poate să-și găsească soțul, ieșind din închisoare acesta a dispărut fără urmă. Însă nu doar dorul o mână în această căutare disperată. Fatma are o știre foarte tristă pentru soțul său. Din nefericire, feciorul lor bolnav a decedat, dar ea a amânat această veste până când bărbatul se va întoarce acasă. Între timp, lucrând ca servitoare, femeia trăiește o viață mizerabilă și întreabă pe toți care îi cunosc soțul dacă nu știu unde ar putea fi. Astfel, în una din zile, Fatma ajunge la un fost prieten de-al bărbatului, căruia acesta îi datorează o sumă impunătoare. Fiind amenințată și speriată, Fatma întâmplător îl ucide. Însă, fiind o simplă servitoare, nici nu atrage atenția polițiștilor. Totuși, sunt oameni care știu ce a făcut, dar ei nu se grăbesc să o denunțe. Aceștia înțeleg că o servitoare mediocră, cu ușurință, i-ar putea ajuta să scape de persoane nedorite, fără a atrage atenția agenților de poliție. Astfel, Fatma peste noapte se transformă fără voie într-o servitoare care elimină nu doar murdărie. Tavane de sticlă.
Leila, încă în copilărie, a primit o lecție dură. Născută într-o familie săracă, copila nici nu știa că există o viață îmbelșugată. Situația s-a agravat și mai tare atunci când i-a murit mama, dar Leila a rămas în voia sorții. Totuși, deoarece învăța bine la școală, fetița a fost adoptată de o profesoară. Atunci Leila a înțeles că dacă va fi isteață și harnică, mereu va avea un acoperiș deasupra capului. Crescând mare, copila s-a transformat într-o tânără inteligentă și muncitoare, ceea ce i-a asigurat o carieră frumoasă într-o rețea de restaurante. Nu exista problemă pe care nu putea să o rezolve, dar șefii o apreciau foarte mult. Pe măsură ce afacerea creștea, conducerea rețelei a hotărât să deschidă o filială peste hotare, dar pentru aceasta va fi nevoie de o persoană precepută și de încredere. Convinsă că anume ea va fi managerul noului restaurant, tânăra așteaptă avansarea importantă. Însă se pare că șefii au altă părere și angajează un specialist care o va ajuta pe Leila. Dar această situație o supără mult pe tânăra ambițioasă. Totuși o surpriză și mai mare o așteaptă atunci când ea află că specialistul angajat este fostul său iubit și acum cei doi vor fi nevoiți să lucreze împreună. Organizația. O producție în cele mai bune tradiții ale filmelor de acțiune, cu multe împușcături, urmării spectaculoase și răsturnări de situație. În centrul atenției se află 5 spioni de elită, adevărați profesioniști, care de ani de zile înlătură orice amenințare pentru patria sa. Datorită experienței și devotamentului necondiționat, cei 5 spioni au fost selectați pentru o misiune extrem de complicată. În urma unui atac terorist, un grup de persoane supranumiți organizație au obținut lista agenților sub acoperire aflați pe teritoriul sirian și acum toată rețeaua de spioni care asigură securitatea statului este amenințată cu exterminare. Deși sunt bine instruiți și echipați, cei de la Ministerul de Apărare sunt îngroziți de această nouă amenințare. Înțelegând că nu sunt capabili să oprească organizația, înainte ca aceasta să lichideze o bună parte din spionii aflați în Siria. În aceste condiții, ministerul este nevoit să apeleze la ajutorul acelor mai buni specialiști. Însă misiunea nu este deloc ușoară. Cei care vor accepta oferta vor fi plasați sub acoperire și vor îndeplini numeroase operațiuni secrete și extrem de periculoase. Și chiar dacă astfel de misiuni de mult au devenit o rutină, acum totul va fi diferit, deoarece nu mai este cale de întoarcere, întrucât cei 5 au fost declarați decedați într-un accident aviatic. Măcinați de dorul de casă și fără posibilitatea de a lua legătură cu cei dragi, tot mai des se vor întreba dacă au făcut o alegere corectă, dar dragostea lor pentru patrie, într-adevăr, este atât de puternică. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele prezentate mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe acest canal. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.